Bă, Viole, și nu mai stai tu la mijloc? Nu. Lăsăm de obicei pe Viola. Lăsăm de obicei pe Viola la mijloc, că ele cum ar veni stâlpi, ele grinda. Vino grinda. Eu vorbesc cel mai puțin și de asta. Deci nu e grinda. El e judecătorul, el e ca la balanță, e ăsta... Bățu. Bățu. Pivotul, mă, care... Bă, mă simt ciudat la masă. Mi-mi place foarte mult. Serios? Da, e românesc, mi-mi place. Mi se pare că e foarte... Mă simt ca la TV așa. Da, exact, da. O tablă. 6-6, poartă că, haide. Trebuie să facem... Hai navio, pune... Nu aveți nimic pe masă, da, trebuie să faci asta. Bă, dar masa asta e deja zgâriată rău. Păi bine, mă. Bă, e România. Bă, e zgâriată rău. Și azi poate da cu ceva. Bă, dar e zgâriat acum că a venit în puf. Bă, s-ar putea să fie vina unuia dintre oamenii de la masă care au montat. Tu ai montat? Eu am montat. Deci nu trebuie montată cu cuțitul, nu? Păi nu, mă, n-ai pus. Am vrut să scriu Vio. Nu, mă, n-am făcut. Era mai bine dacă scriu. Nu, pur și simplu ca să o pun logic. Trebuia să o pui invers ca să șurubeze alea. Și eu i-am zis să o pună pe ceva, dar el nu mă piși pe tine. M-a luat la suflet, efectiv. O să vin eu să dau cu șmirghel. Nu e aici. Să dau cu șmirghel. Așa repartă o scriere. Și-a pus un cuțit așa să o țină mai bine. Bă, se băga mea și picioarele. Da, mă, așa, da. Să-l lipim pe Costel acolo să-l mai fă scrietura. Da, chiar, să fie așa. Costel este printre noi. Nu, că bate lumina în el, dă-l de acolo. Păi Costel strălucește și când nu e aici. Și s-a făcut o glumă. Dar ce se întâmplă? Pune bol, așa, bol cu fructe, mă. Da, mă, e ce trebuie. Alcool și fructe. Singura chestie ar fi, uite asta, dacă s-ar putea fi atent. Stai, ca să... Bă, știi ce cred că dacă era un pic mai joasă, nu? Da. Un pic mai joasă. Asta spun că mă simt prea... Da, ca să stai, gen să nu stai, să ai o masă, dar să nu stai la masă, așa cu... Să stai un pic mai... Nu, Vio îi place foarte mult. Și mie. El mai are puțin. Încercăm. Puteți să mai tăi de picioare, mă. Da. Și mai înalt, cred că de asta eu stau bine. Puteți să mai tăi de picioare. Mai puțin și izbucnești în știri. Băi... Dar vă bune, chiar puteți să mai tem din picioare. Păi văd că tu te-ai apucat deja să zgârii. Eu spă treabă, ce-mi treabă? Ui tu la traforaj de la oia. Tată. Are Vio o pilă și un plan. Și o să o ia la... Faci și tu ca Toma Caragiu. Dacă e prea lungă în sus, tăiem, aranjăm. Dacă e prea lungă în jos, aranjăm cu măsuța și tăiem picioarele. Dar nu mai știu de la ce era. Cu bradul. Că dacă e mălift. Și zicea că dacă e prea înalt, aranjăm și tăiem... Dacă e prea înalt în jos, aranjăm cu măsuța și tăiem picioare. Dacă e prea înalt în sus, aranjăm cu vecinul să-i primească. Deci din brad nu se tăia orice ar fi. Nu. Aia era, tu-ți dai seama? Și era amuzant. Aia, hai că până la urmă... Ce asta, podcast sau priveghi? We go faggery. No faggery. No faggery. Altceva. Hai că deja începe să... Băi, deja vine Paștele, sărbătoarea recoltei. Pune așa că e bine. Deci pune flacăra foarte aproape de spicele astea, asta e important. Și fix în fața lui Dan Badea, invitatul nostru din această seară. Nu, e termos? Dai un termos care are cu plante. Spice în termos, ce aroganță. Podcastul ăsta a început, nu? Cred că da. Ce zici, Dan? Ce să zic? Uite, mă bucur că aveți masă. Că altfel nu știam ce să fac cu mâinile astea. Bă, da, îmi place foarte mult. Da. Roșii. Așa. Înțeleg ce spui acum. Bă, da, aici nu, jur că aici nu, eu n-am, nu cred că am făcut atât de mult. Nea-Vio, ai montat-o greșit, bre. N-are bre, așa a venit. Așa a venit, mă, dar era ăsta micu aici și a văzut și el. Bă, frate, chiar așa. Ce să mă... Miroase a lumânare. Ce faceți? Ce trebuie să facem? Bă, și acum mă simt, știi, mă simt, într-adevăr, e foarte bine cu masă, dar mă simt în bucătărie, știi, discuția aia de bucătărie. Da, e perfect. Aia românescă, de mai stăm... Adevărul că avem și noi o vârstă. Adevărul că da. Mocanul nu o să mai aducă multă vreme bereu, să aducă... Dulceață. Nu, o să aducă sandvișuri, da. Medicamentele. Și medicamente, și un colebil. Asta se voi v-am povestit cu Badea. Saleul și triferment. Asta v-am povestit cu Badea când era la Sibiu și a zis că vă duce tati la o farmacie aici. Știu eu o farmacie aici, la zis serios. Era morț, ne îmbătasem. El avea ceva în cap, dar a sunat, mă duce tati la o farmacie. E non-stop, stăm acolo până dimineață. Fiindcă se bată drumurile astea din 2001, îți dai seama că cel mai nasol mie când știu care e următoarea benzinărie fără Waze, fără ce știi, și tot ce au, unde sunt budele curate, unde au produse ok, oricum OMV-ul e detașat, adică mai, pe vremuri era un dăstan. Și Rompetrol unde e Viva, e ok. Nu se compară, nu se pare că e. Și acum, uite, s-a ridicat pe cafea Mall-ul. Au o chestie aia de cafea și mie îmi place cafeaul la Mall. Și dacă vreți să luați ceva mișto, luați cappuccino și mai puneți un shot de espresso. E foarte bun. Mamă, deja. Nu mă duc la un gol. Da, știu și eu am problema asta. Așa, au insula aia ca afară, nu au insula de cafea cum e afară amuz. E mișto, e mișto chestia. Mie îmi place foarte mult la Rompetrol că eu nu prea vreau să mănânc pâine. Și au direct, au topping-urile separate de pâine și poți să le zici să-ți dea numai topping-ul. Deci dacă vrei să mănânci. Și cum ți le pune? Cum îl mănânci? Furculița. Am înțeles. Deci îți spun tot ce e în sandwich, deci ei au apun niște... Miez de sandwich la... Eu în orice caz făceam asta, la OMV îmi cumpăram sandwich-uri, luam câte 2-3 sandwich-uri, le desfăceam și mâncam ce era înăuntru. Am înțeles. Și mă știi când a fost, când ne-am întâlnit cu Adi prima dată și cu Edi și a luat Adi o pizza și am aras tot topping-ul și a rămăsesc tot pâine așa, zic, bă, ce trebuie. Aia a fost extraordinar, Adi, care... fostul nostru asociat, care mânca de pe pizza... el nu mânca blatul. Am înțeles. N-ai cum altfel să le faci, n-ai cum. Uite, de exemplu, există numai în California există un ăsta, In-N-Out se numește, o burgerie, în care au inventat o chestie acum, nu-ți mai dă cu pâine, dacă vrei să iei protein style, se numește, îți pune salată. Ceea ce mi se pare. E aceeași carne, aceleași ingrediente, dar măcar nu mai mănânci pâine. Foarte bună e treaba. În schimb au niște de-astea animal style sau niște chestii, pun pe cartofi niște un sos. Mi-e și foame, poate să vezi. Pun un sos cu brânză, cu aia, nu, cred că are mii, zeci de mii de calorii, dar este ceva... Și nu e nimic congelat. Și nu vor să plece din California, deci vor... foarte mulți din alte state îi vor foarte mult și ei au zis nu, numai în California. Ce ciudat. Da, e foarte... A făcut și KFC-ul a făcut, mi se pare, la un moment dat, la Double Down-ul sau nu știu cum era. Că avea în loc de două chifle, deci în loc de două bucăți de pâine, avea două bucăți de pui. Era sandwich cu pui prăjit în loc de pâine. Am pățit o chestie. După foarte mult orez în Asia, după 2 săptămâni de orez, cu nu știu ce. Ai încercat orez? Deci totul era cu orez. În Hong Kong am găsit McDonald's în aeroport și am zis gata frate, pâinică, nu știu. Și mi-am luat, bineînțeles că mâncasem tot de la McDonald's, am zis hai să-mi iau asta, Hong Kong special, nu știu. Era între 2 chifle de orez, știi, orez de la expandat mă omoră, deci am crezut că leșin mâncați, nu mi-a ieșit deloc. Și ți-ai luat și orez prăjit cu sos de usturoi cu orez. Da, a fost foarte Big ciudat. Rice. Și un rice shake. În Filipine a fost foarte ciudat că era un magazin din ăsta. Că ai fost prin lume. Am fost, Era un magazin cu delicatețuri. Nu, mă, că a bătut drumul, știi, în Filipine toate OMV-uri. Toate, știi, jungla asta e căcat pe pereți, nu mergem. Ne oprim la următoarea junglă. Serios, era foarte... Acum mă gândește, a apărut foarte... Mă uitam și la Deli acum pe Instagram că e în Filipine și se miră de câte sărăcie și câtă mizerie și acum invazii de lilieci și că nu știu. Bă, când te duci în locuri, se numește exotice, te duci într-un loc exotic, bă, e cu probleme, ba vine un tsunami, ba vin liliești pe tine, ba vara nu e în apă lângă tine, ba e... Nu e chiar, știi? Adică toată lumea ar vrea idealul care ar fi Hawaii, nu? Adică un fel de... Frate, că în Hawaii sunt zgârienori aici, e America, știi? Tot standardul american, dar cu un pic de plajă și un pic de ceva. Cum a ieșit un pic un nisip mai alb, nu știu ce, am pățit-o în Zanzibar. Ai fost în Zanzibar? Nu, toată lumea zice, mamă, Zanzibar. Costel e în Zanzibar. Am încercat să-i spun, Costelul și nu știu, pe mine m-a spart mizeria. Adică cum ieși din resort... Bă, dar nu iese din resort. Dar nu iese din resort. Dacă copiii nu o să iasă. Poate mai trimite copiii afară de resort după mâncare sau cea. Dar nu cred că iese. Da, nu. În resort e ok. Problema e că vin ăștia, adică toți angajații sunt tot de-ai lor. Nu știu, ei tot n-au, igienic vorbind, n-au nimic de nimic pe acasă și așa. Noi ne dădeam în primele zile, cel puțin la stresant, ne dădeam cu dale antibacteriene, cu toate bolile din lume. Sau cel puțin așa arată. Înțelegi? Arată foarte frumos, dar acolo simți că na, colcă e așa. Și ne dădeam se cu dalea. Bolile cu ochiul liber. Cu ochiul liber se văd. Era hepatita cât auzi, casa. Te trezeai dimineața, te dădeai cu antibacterian și aia prietenoși din fire, cum veneau la tine la spătar, făcea hei, mambo! Și dădeai noroc cu tine, înțelegi? Da, da. Și dintr-o dată era după 3 zile ne-am relaxat, că nu, n-a făcut să deja. Deja eram. Bă, da. Niciodată nu m-au atras țările astea. Eu dacă mă duc tot. Care a făcut? Unde te... Vacanța ta preferată? Unde te... Bă, oricând. Acum fi... M-aș duce oricând acolo. De exemplu, mi-a plăcut cel mai mult... Mi-a plăcut Barcelona. Mi s-a părut foarte drăguț. Lisabona ai fost? Nu, Lisabona am fost. Și Budapesta îmi place foarte mult. Dar acum, dacă ar fi primul loc, din nou America. La New York mi-a plăcut extraordinar de mult. În Los Angeles n-am fost. E... Care e diferența între Los Angeles? Diferența este cam așa. Diferența este între Timișoara America? Și București. Nu, New York-ul București. New York-ul București. Așa. Oameni, agitație, mizerie, înjurături, toată lumea așa, numai că New York-ul e pe mult mai mare, mult mai așa. Adică ei tot civilizați rămân, dar față, cam asta e diferența, știi? Timișoara, California. Și negri acolo. Nu. California dintotdeauna a fost. Am văzut în filme. Nu sunt? Bă, dar nu știu, de exemplu, cea și Bill Băriș, că nu mai e New York-ul ce a fost. Adică cea că nu mai are chestia de go I'm walking here. Nu mai. E foarte chill, da, hippies. Eu prima oară, eu țin minte când am în America, am văzut prima oară oameni certându-se pe un loc de parcare cu mâinile la spate. Deci s-au dus și se, uite așa, erau unul lângă altul și se certau pe un loc de parcare. Că asta e, na, există peste tot. Nu e, domne, hai că acolo ei, da, se certau pe locul de parcare, dar cu mâinile la spate. Și arăta foarte ciudat, că erau doi dita mai oamenii care vorbeau de ce? Erau, de ce? Nu, în momentul în care gesticulezi poate să zică că ai vrut să dai în el. Ai înțeles? În momentul în care faci ceva de genul ăsta, ai vrut să mă lovești și acolo asta cu judecățile și că e groaznic. Te dai în judecată. Da, iau și arme. Da, iau și arme, că nu mai a pus să gesticulezi. Da, nu, e de... Bă, să știi că m-am mai gândit la asta cu... Eu dacă nu fac nimic, m-am mai gândit la chestii. La asta cu Louis C.K. Așa. Apropo de gluma aia din ultima... Am văzut. Băi, dar ce... Dintr-o dată lui C.K. s-a făcut așa, nu știu, dintr-o dată parcă s-a schimbat percepția. Bă, el, nu s-a, el este total la fel. Da, normal. Dar s-a schimbat percepția. Dintr-o dată... Bă, dar stai mă un pic, de ce zice ăsta de femei? Că nu știu. Da, ia uite, a zis și de copii aia, nu? Cu Parkland. Cu copiii cu Parkland. Știi acolo. Care e chestia? Mă gândeam la faza aia, gluma aia cu Parkland, că a fost... știi, adică... Aia a fost o tragedie, fără doar și parte. Clar. A fost o tragedie. Dar el a mai vorbit despre tragedii și despre... Sau da, dar uite, vezi că totuși există o limită. Puțin asta. Știi care e limita? Este cât de des se întâmplă acea tragedie. La ei cam des, faptul sincer. Că se întâmplă des Parkland, da. De-aia a putut să fac gluma asta. Că, de exemplu, eu nu puteam să fac gluma asta despre o tragedie după World Trade Center. Corect. Înțelegi? Și atunci că și George Carlin vrea să scoată special cu I like it when a lot of people die... Da. Apropo, în lângă World și n-am mai... Da. Și de asta, adică până la urmă e... Totuși e o tragedie. Da. E nașpa. Deci totuși nu poți să glumești despre absolut orice. Da, adică nu, tu poți. Nu e adevărat. Tu poți. Tu poți să faci orice. Nu e adevărat, mă. Dacă nu avea tot scandalul ăla cu MeToo, nu băga nimeni de seama. E, asta vreau să zic. Asta vreau să zic. I-a iritat că erau deja super sensibili și că ce pula mea... au fost toți ăștia, toți social justice warriors și pula mea, așa, erau la modul nu a fost pedepsit destul. Asta a fost. E băiatul... Da. Nu... Ce glumă ar fi fost din... Ce am văzut la lui C.K. mai dură decât asta cu... Avea alea cu But Maybe, a avut alea... Bă, alea sunt foarte generale, asta a fost foarte specifică. A fost specifică, a fost despre cineva, adică ceva care... N-am auzit pe nimeni care vorbea despre chestia asta să nu zică a avut multe mai grave. Toți oamenii zic că, bă, asta face, e edgy, el e edgy de când se știe, a avut mult... Monologul de la SNL, cum ți se pare? Ăla mi se pare de 1000 de ori mai grav decât Parkland. Că pedofilii se simt extraordinar. Da. Că dacă se tot țin de asta, dacă știi în ce riscuri are, înseamnă că aia este de 1000 de ori mai grav decât asta cu că l-am pins pe unul gras în față. Nu era în conul ăsta asta de lumina, da, asta nu era sub lupa asta, exact, de orice face înseamnă ceva. Da. Te punem pe gânduri, un om pe care probabil îl admiri și nu știu ce și nu știu cum, să afli, dar e dovedită treaba asta sau e o chestie, da, cum e la... a recunoscut. A recunoscut, nu? Și eu, da, și te punem pe gânduri. Pe când la Kevin Spacey ai văzut că încă nu se știe, adică, bă, mie mi se pare eu cred că diferența între Kevin Spacey și lui C.K. este că... Nu a recunoscut Kevin Spacey. Nu, el n-a zis. Nu, eu zic de aceea, eu mă refer la ceva. Kevin Spacey n-are capitalul de simpatie pe care l-are lui C.K. Lui C.K. are un fanbase foarte mare, corect, și foarte aprig. Adică sunt oameni care apreciază enorm ce face, le place foarte mult de el, l-au sprijinit foarte mulți ani. Pe când Kevin Spacey e un actor. Da, îți place de Kevin Spacey, dar nu cred că are fani și mai ales atât de mulți cât are lui C.K. Și atunci lui C.K. a avut o... Nu știu, cred că au fost... Bă, Vio, și aici ai zgâriat-o, frate. Bă, da... Numai tu și pe aia cu zgârii. Eu nu cred că de la aia, pentru că eu am pus-o foarte cu grijă. Și aici, și aici. Îmi pare rău. Și aici, și aici. Dar nu cred că de la asta. Două îmi pic. Da, nu, am venit așa, n-aveai cum să fie așa. Eu cred că așa, bă, n-avea cum. Am pus-o invers și am înșurubat 4 șuruburi. N-avea cum să fie în halul ăsta. Prea multe... chestii care nu se leagă, se bat cap în cap, Claudiu. Da, mă. Deci, a zis, cred că lui C.K. a avut un capital de simpatie mult mai mare decât Kevin Spacey și de-aia a revenit. Plus că mai e o chestie, în stand-up cam așa este față de actori. Frate, în stand-up îți faci treaba mult mai independent decât... Da. Lui cumva te reprezinți așa îți dau un... Nu, poți să faci fără un studio, adică el poți să urce pe oricum pe o scenă. Singura chestie este... Nu poate, da. Trebuie să fie distribuit, să fie o chestie. Plus, da, că nu ți asumi tu rolurile alea, mă înțelegi? Adică nu e ca și cum... Aici, bă, ce spui tu, aia ești. A, da, și nu... Kevin Spacey nu-i dă nimeni de muncă. Da, pe aia e, că trebuie să-i dea de muncă. Da, trebuie să-i dea cineva. Nu poate să facă singur. Nu știu, mi se pare un pic dus... Editam mai discuția acolo și mi se pare... Așa. E trecut de 10. A apărut aici, că stranul pe Vio, dar s-a uitat pe lângă el. Așa. Mie mi se pare că e foarte, foarte fină linia din ce se întâmplă acolo. Pentru că acum citeam că Kevin Spacey e acuzat că acum 20 de ani, da, ar fi spus, ar fi făcut, deci e acuzat. A zis cineva că a făcut ceva. Băi, deci este... Nu. E dovedită? Nu e dovedită. Asta sunt mai mulți. Au venit mai mulți băieții. Că i-a tras de cucu, oricum acolo, a zis sau că... Oricum acolo, din ce am simțit cumva așa, fără să fiu neapărat în lumea, că n-ai acces. Efectiv, sunt zei, n-ai treabă, tangențial, foarte puțin, nu ce. Este o derută sexuală și o nebunie. Adică e acolo, nu că derută sexuală, acolo... Oamenii ăia mi se pare că fac, cum să zic, nu există compromis pentru ei. Deci nu există, bă, asta n-aș face. Pentru că, din ce am simțit eu când am ajuns acolo, americanii, deci uite, dacă Kim Kardashian acum, da, e mare divă și mare, bă, și a făcut un imperiu și este și Paris Hilton și toți aia și vin, acolo e altfel, nu e ca la noi. Care, mă, păi, da, eu i-am dat tot ce rău, mă, când era amărâtă și nu ce. Acolo vine și zică, băi, eu știu că am hrănit-o odată, am adăpostit-o și nu ce, dar pentru ce a făcut eu o apreciez sau o felicit. Poți să nu apreciezi, poți să nu admiri, dar faptul că e milionar sau că a reușit în viață, că acolo în America... De când a apărut, mă, cuvântul ăsta, Dane? Care? Eu l-am văzut de curând acum. Care a reușit în viață? Milionăreasă. Milionăreasă, da. De când au apărut milionărese, că nu știu. Ah, da, înainte nu erau. Înțelegi că înainte nu divorțaseră multe. Am văzut acum curând într-un ziar asta, milionăreasă. Milionăreasă, care... Azi am văzut-o, nu știu ce, milionăreasă din Galați, care cu... A cerut-o, e singura femeie pe care a cerut-o, ai să râzi, Tornero. A cerut în o femeie în căsătorie, singura femeie. Cine, mă? Mihai Tristariu. Da. O milionăreasă care are multe, multe milioane și care... Nu mai e milionăreasă. Bă, dar de ce s-a întâmplat? De ce ne-am hotărât că are o problemă cu cuvântul milionară? Cum e milionar, milionară. De ce trebuie să sună florăreasă? Păi, că sună de milionăreasă. Cumva știi că n-a făcut ea milioanele alea. Da, știi? Adică e un fel de... Ea doar cheltuie milioane, nu le-a făcut. Nu, mă, e vorba de... Dar nu știi nimic. Milionăreasă, adică e pe genul... Vorba asta, florăreasă. Păi asta spun că trebuie tot timpul să fie adus așa, știi? Deci ele n-au cum să fie, cum se zice de bărbați, bogatul om de afaceri. Irinel Columbeanu era om de afaceri în pula mea. Păi e că a făcut ceva cu Alcatel, cu niște chestii, nu știu, mă rog. Da, moștenirea asta, să-i zici așa, de... Pe de altă parte, știm pe cineva din top 300 capital, sau de care se știe că e milionar sau milionară. Camelia Șucu. Stai așa puțin. Da. Eu zic de oameni care chiar, ești în afară de țiriac, să zicem așa. Tipa aia care e mob expert. Nu. Mai este și tipa din state. Cine e? Anastasia Soare cu sprâncenă, da. Da, dar de obicei, la oamenii care sunt milionari în România, e cu un semn întrebării, că a făcut afaceri cu statul, că a făcut șmecherii, că nu știu ce. Și de asta parcă ia puțin din, adică din respect, să zic așa. La țiriac e ceva separat. Adică sunt puțini care sunt de neatins. Țiriac, Simona Halep. Ce s-a de neatins? De neatins, adică, bă, știi că a făcut pe mustața lui, dacă îmi permiți, la țiriac. Dar e mai degrabă la țiriac decât la un, nu știu... Becali. Ioan Nicolae. Bă, și Becali, că am făcut pe... Becali a făcut niște și menuri cu terenuri. Cu terenul, da. Deci asta zic, că la noi mai... Adică eu v-am dreptățit că, bă, nu ai respect. Ai făcut cu statul un căcat și ți-ai făcut foarte mulți bani. Deci de ce te-aș respecta? Da, mă, te-ai împrăun cu cuvântul în sine. Că sună infect. Cuvântul în sine, de acolo vine. Da. Adică nu e cu respect. Ar trebui și la bărbați. Milionărel de stat. Păi acum înțelegi ce vreau să spun. De ce doar la femei? De ce nu și la bărbați? Asta e problema ta. Da, de ce milionăreasă? Adică la modul de-ale, mă, îmi pula milionăreasă. Dar ăla-i milionar. Pula mea, că milionar, până la urmă, bă, dacă retrocedează statul o clădire în București, e milionar. Da. Dacă e o clădire mai mare, mai până în centru, ai dat-o pe 1.000.000. Deci și la poți să zic exact eu, milionărel. Da. Milionăraș. Milionăraș. Asta e, milionăraș și milionăreasă. Corect, milionărașul bucureștean, așa. Here. S-a aprobat, da? S-a ștampilat, s-a la ședință. Trimite la factura. Bă, apropo de asta, deci, că nu mai pot să mai spui nimic. Mi-a adus aminte, Andreea, astăzi. Știi că la noi a fost o melodie, astă seară vreau să moară toți vecinii de pe scară? Da, frate, da. O melodie care era la radio și la TV. Da. Cum ar fi fost melodia asta în 2018? Puteau să scoată lejer și acolo. România putea să scoată lejer. Ai impresia că România a fost vreo problemă, nu poți să spui ceva? Tu ai ascultat Dani Mocanu, de exemplu? Da, mă, dar nu e dat la televizor și la radio. Mai și contează acum. Da, și contează televizor, să uite cineva la YouTube. Dani Mocanu nu scoate... Stai un puțin, nu scoate prea multe piese care să nu fie în trending, în top 10, da? Și atunci mai contează TV-ul. Are 1.000.000 în 2 zile, Dani Mocanu, politic, și nici că nu e dat la TV. Poți să pui ce vrei tu, nu e niciun, nu judecă nimeni, poți să pui orice să ajungă în trending, poți să pui cum te fut, n-am nimic. Nu, asta nu poți. Dar la TV-ul, ce puțin pentru muzică, nu cred că mai e relevant. Că înainte, da, te făcea Atomicul, te făcea interviu, acum mai pasă cuiva de TV. Mă refer ca vorbă, mă, ca ce a spus melodia aia. Și pe net poți să pui orice. Eu pot să pun pe net pe mine zicând să moară toți țigani. Nu mai da la TV cu chestia asta. TV-ul, cum ar veni, te validează. Asta era. Cred că de-abia așteaptă Măruță și Capato să vadă filmarea cu tine. El zice altceva, că e o piesă, dar așa cred că sunt foarte multe și filme. Tu nu știi ce se întâmplă cu Friends. Acum eu mă uit din nou la Friends și l-au băgat pe Netflix, da? Îl revăd a 5-a oară, da? Așa. Millennials ăștia au nebunit și au zis, stai un pic, glume cu gay, cu grași, cu alea. Păi ce facem, frate? Astea sunt glume, ce? Cum să-și gândesc? Cum adică tu râdeai de Monica aia care era grasă? Tata lui Chandler care era în Living Las Vegas? Cum adică facem glume cu greg? Ai înțeles? Am o singură obiecție la asta. Nu sunt millennials care au probleme astea. Sunt niște... E un tip de idiot care a apărut mai de curând. Dar nu... Că millennials suntem și noi. Bă, da. Poate voi. Tu ești pe partea alta gardului. Tu ești, te uite rău. Millennials, da, millennials sunt oameni născuți. Nu millennials, am zis ăștia care... Snowflakes, ceva. Idioți. Ăia, mă, care toți sunt foarte afectați de tot. Eu nu zic că ceva regresiv left. Eu n-am zis că Me Too a fost ceva, știi, că domne, că n-ar fi trebuit să se întâmple. Bă, ca orice chestie, frate, are un miez și un vârf. La Hollywood doar a ieșit gunoiul de Supreș, pentru că e foarte mult gunoi Supreș. Dar acolo știi ce se întâmplă? E o chestie de genul ăsta. Fac orice până ajung sus și când am ajuns sus nu mai contează nimic. Toată lumea e, oh my god, chem putare, oh my god. Tu nu mai zici ce ai făcut, ce ai înțeles? Da. Ai ajuns sus, ești șmecher. Cum era vorba aia, cu nu mă întreba cum am făcut primul milion. Da. Bravo, bravo. Dar acolo te admiră oamenii, adică ei își dau seama că le văd lor cât de greu le e, da, în America. E greu să ajungi cineva, da? Da? Nu mai zic la Hollywood. Da. Și când ai ajuns, nu te mai judecă pe cineva, că dacă toată lumea face, bă, da, toți fac. Deci e, oamenii știu, ca să ajungi acolo faci orice. Dacă toată lumea zice, face orice... E ca un fel de PSD. Bă, da, cumva, da. Să știi, da, da. Ai ajuns să fii președinte în Consiliul Executiv, ești perfect. Da. Și, na, că-ți dai seama că jos până județe e mare bătaia pe acolo. Dar oare TV-ul în America mai avea ta forță? Da. Da, TV-ul a fost... Hai să spun ce s-a întâmplat în criză. Când a fost criza, că asta m-a frapat. Când au tăiat la noi în carne vie bugete și emisiuni și tot ce s-a întâmplat. Când a venit criza 2008. În America, pentru că ei și-au dat seama că oameni deștepți acolo, dar nu... care și fac studii multe, au zis, bă, ce o să se întâmple dacă oamenii nu o să mai aibă bani? O să stea mai mult acasă și o să se uite la televizor. Pe vremea aia internetul nu era atât de, nu exista Netflix. Netflix-ul îmi povestea Nadine că ea când era în America, Netflix te duceai și lăsai... Da, mă, era centrul de închiriere, casete. Centrul de închiriere, lăsai caseta. Adică înțelegi de unde au venit ăștia, de foarte departe. Ideea e, ei au investit, deci toată țara, totul se ducea în jos și ăștia pompau în formate și în emisiuni și în chestii în televizor, pentru că și-au dat seama că va fi mult mai greu să... Reclama care mai e puțină la sticla asta de whisky, trebuie să o atragi tu, să o ducă la tine. Și atunci hai să facem formate cât mai pompoase, cât mai nu știu. Chestii care la un moment dat s-a întâmplat și aici. Ușor, ușor s-a mai renunțat la, bă, ne uităm la 1, 2, 3 într-o, nu știu, într-un studio, o TV vorbeau, eu nu știu, și au început pe formate, dar mari. Și lumea acum, uite, dacă te uiți, se uită la foarte mult, se uită la chestii mari, la televizor, înțelegi? Și pe internet se uită la ce vor până la urmă oamenii, știi? Dar la televizor se uită numai la formatul. Eu nu cred că se uită... Da. Adică, uite, mă fascinează și treaba asta. E Insula Iubirii? Nu știu dacă ați văzut. Da, fenomenul Insula Iubirii, care rupe și rupe în două. Lângă mine... Bă, da, rupe Insula Iubirii. Pe lângă toți. Și eu am judecat-o și am zis, nu am judecat, efectiv. Nu, i-am zis, Doamne, ce mizerie, ce nu ce. Și am început să mă uit. Acolo sunt niște psihologi foarte șmecheri. Foarte șmecheri. Care au făcut un casting foarte bun. Da, da, știu. Au făcut casting bun. Normal, bagi niște cretini într-o are și cu unii mai devreme. Faci o chestie, a ieșit o treabă și cu moderator bun și pusă povestea bună și cu... Foarte bine. Dar au mai încercat și alții, mai fac și alții, dar pe low budget, știi? Mai au de-astea, iubire fără nu știu cum, unii în studio care nu știu ce. Unii... Nu se uită că nu e aceeași treabă, știi? Da. Nu-i duci, nu-i imbezi, nu-i... Sunt unii care vin probabil așa, nici nu pleacă. Pleacă acasă înapoi, nu știu. Mai stau și pe urmă, hai înapoi în studio să mai... Nu iese ceva. Noră pentru mamă. Noră pentru mamă, frate. Noră, dar asta deja se fac multe. La noră pentru mamă au zis, bă, Big Brother a fost ok, dar nu avea țațe. Să-i injectăm țațe, tartinăm țațe peste Big Brother. E foarte important. Noră pentru mamă. E foarte important să-ți dai seama ce se mai vinde la ora aia. Nu? Că sunt studii care fac, bă, ce vindem? Noi trebuie să vindem Dero, bere bucegi cea mai ieftină și nu știu ce. Păi, de ce să mă fac eu ceva cool, mega, ultra, nu știu ce? Să uite unii care oricum nu cumpără aia, că ea cumpără aia craft beer și nu știu mai ce și spală cu de-alea bio. Ăia se uită pe net, e clar. Hai să le dăm cu țațe, cu de-alea. Înțelegi? Cam așa funcționează. Adică nimeni nu se gândește să culturalizeze pe cineva. Bă, nimeni nu s-a gândit niciodată să culturalizeze. Hello. Nimeni nu s-a gândit niciodată să culturalizeze, frate. Dar să le dai ceva de calitate, erau mai mulți oameni pe TV. Adică toate categoriile. Eu, uite, acum am zis pe scenă și în timp ce am zis mi-am dat seama că suntem foarte divizați, adică noi chiar și pe televizor, ce se întâmpla înainte, că toți ne uitam la aceea, bă, ne strângeam seara la chestiunea zilei, mai țineți minte? Da. Ați avut treaba asta? Nu chestiunea zilei, Cronica Cârcotașilor. Bă, ne uitam toți și vedeam și a doua zi vorbeam de treaba asta și nu știu. Era un fel de viral, da? Era o chestie virală. Nu era viral, era pur și simplu un consum universal, da. O vedea toată lumea și a doua zi mai vorbea, mamă, ce bine am dat. Dar era o chestie de familie, în primul rând. Familie, ne uitam toți. Acum toate familiile au așa, ăla micul se joacă sau se nu știe, dar oricum nu are și el un televizor pe care se uită la Netflix sau nu știe, ăla bătrân se uită pe Antena 3, aia bătrână se uită pe Îndrăgostește-mă că nu știu ce, mama așa nu știu să uită și ea la altă chestie, nu știu cum, sau la Te cunosc de undeva, adică s-a fructoprit și toate, adică oamenii s-au utilizat în mai multe, și ăla pe DigiSport așa și tot așa, adică știi? S-au divizat oricum oamenii, s-au 5 televizoare în casă, fiecare se uită pe... Da, bă, dar am și eu o întrebare acum, sincer, nu e mai bine așa? Ba da, normal că e mult mai bine, că altfel trebuia toți să ne uităm pe Antena 3 sau pe DigiSport sau de pe ce vrea... mai bine așa? Mi se pare tare, era marfă feeling-ul ăla de ne strângem în sufragerie. Da, vezi, era un compromis, adică nu neapărat. Ne uitam la un serial, nu erau foarte multe, ne uitam la un serial sau la un talk show, la chestiunea zilei. La Seinfeld, de exemplu, eu așa am descoperit și îmi plăcea Seinfeld, era luni seara, nu sunt niciodată. Și luni seara ne strângeam într-un apartament, am avut privilegiul de a avea un prieten mai bogat care a avut un apartament și noi toți ne duceam seara cu o berică, cu nu știu, bă, i-au luat tasul până apartament. Nu exista pe vremea aia conceptul ăsta, da? De apartament? Nu. De să ai... De tată. Și ne strângeam la el și erau două lucruri pe care le făceam. Sunam la Andrei Gheorghe la... Midnight... Acasă, nu la emisiune, nu, acasă. La Midnight Killer. Da. Midnight Killer la început, noaptea, okay, seara târziu, da? Sunam la Midnight Killer și ne uitam la Seinfeld, toți. Și eram, bă, deci îl sorbeam, era clar, luni ne vedeam la treaba asta, știi? Și ne vedeam și aveam gașca de Seinfeld și de asta. Și mă fascina, descoperam și mi-a plăcut foarte mult. Eu cred că atunci m-a spart Seinfeld cu ce gen de abordare și ce glume fine așa. Când vedeam și reacția celorlalți. Că una e să vezi tu acasă și ai impresia, bă, îmi place mie, dar când îi vezi pe ceilalți cum reacționează, eram, bă, ești nebun la cap, uite ce... Foarte tare. Da, mă, dar vezi, tu zici, de ce e mai bine așa? Probabil, iartă-mă, acum probabil ne-am strânge toți, dacă ne-am strânge, și fiecare ar fi unul pe nu știu ce serial, unul pe... Și apropo, mie mi se pare că viitorul al serialelor și al filmelor, ușor, ușor se naște acum cu... Ai văzut ultima asta, Black Mirror? Ăla. Când poți să alegi. Da. E veche, din jocuri, e nu ce, dar este o implicare foarte... E un film, la Black Mirror, e un episod în care ți oprește la un moment dat și tu poți să alegi continuarea. Vrei să se ducă în pădure sau... Îți dau un exemplu aberant. Sau se ducă în apă. Și dacă alege apa, se continuă firul pe chestii. Eu am citit când eram mic, am citit cărți de alea. Când bravo! Asta e. Choose Your Own Adventure se numeau cu... Nu e o idee nouă. Problema era... cât buget să ai să faci treaba asta. Pentru că gândește-te... nu, da, e un buget foarte mare. Serialul ăsta, episodul poate să aibă... tehnologia să poți să alegi, da. Clar. Dar și episodul poate să aibă 70 de minute sau 300 de minute, depinde ce alegi. Au filmat 5 ore pentru ăla. Ai înțeles? Deci tu, în funcție de alegeri, de unde se duc... Ai văzut Bird Box? Nu. Ok. Ba pula, eu nu mai fac. Eu zic să oprești. Eu zic să oprești că nu prea mai rostești. Auzi, voi despre ce vorbiți în general? Copia aia tristă după Quiet Place, aia vrei să mă întrebi? E bine că știi asta, dar... Da. Bă, Violet, ți-a dat două fatale, una după alta, și încă vă că zâmbești. Ce pula mea e asta? Da, mă rog. Un film în care tu poți să alegi. Păi stai puțin, că el încă n-a înțeles. Zic mai bine, hai. Deci, înțelegi ce e Bandersnatch-ul, cum funcționează? Da. Are niște puncte de... Cutitură. Da, dar care una dintre... Vin Diesel când pleacă Luke Skywalker pe alt drum. Bă, tu iar vorbești de Star Trek, mă băgam și pula. Dar care Vin Diesel? Atât am avut Star Trek. Paul Walker și cu Paul Skywalker și Vin Diesel când pleacă. E genial, am plâns. Am plâns. Bravo, bă, atât am plâns. Era pe plajă și plângeam. Cel mai prost Pirates of the Caribbean și atâta zi. Acum toate filmele sunt Pirates of the Caribbean cu Vin Diesel când pleacă de lângă Anakin Picard în pula mea. Da, mă, n-am văzut că l-a băgat pe Frax un film și apoi au plecat așa. Acolo opri și... Ai mulțumit patronilor, mă, că ți-a luat masă? Mulțumim la patroni. Bă, efectiv, ne-au dat masă. Ne-au dat masă asta, da. Da, da, exact. Așa, mă, da, mă, nu înțeleg, deci Bandersnatch. Poți să alegi în funcție de cum crezi tu că ar trebui să continue filmul, să alegi standard sau dreptul. Eu n-am văzut, dar nu-mi place neapărat. Dar de ce, frate, că e mișto? Măi, la un film, frate, cum am văzut regizorul ăla și a făcut film. Păi da, e moment. E un pas înainte. Ca să vorbești despre asta. Un pas înainte. O să fie foarte multe de acum. E marfă ca o chestie, dar nu e marfă ca aia să fie. Adică aia să fie filmele. Ci să existe și niște filme din alea. Acum nu întreabă-l pe Vio. Da. Ideea este că nu contează filmul sau ce. Zic de efecte, de nu știu ce. Să nu conteze. Da, mie mi s-a părut că e un nivel foarte mare ca lume. Ce lume aduce, ce chestii, nu știu ce pe acolo, adică nu știu, se filmează la, mă gândeam la săracul ăsta care filmează Avatar de atâția ani, 2 și 3 le-a filmat și acum le colorează, le animează, le face, cu ce poate să mai vină, pentru că el a spart cu Avatarul, ne-a spart pe toți, și acum după atâtea Marvel, după atâtea DC și toate astea, cu ce poate să vină? Vă zic eu, o să ne întoarcem, o să fie filme alb-negru, o să rupă peste 20 de ani la copii. Da. Uite-mi pula mea alb-negru de alea, cu bătăi și cu alergături, cu Stan și Bran. Au filmat pe cromă și după aia pe calculator au scos culorile, frate. Deci fii atent, deci era unul mergea cu scara, s-a întors și l-a lovit pe la și l-a lovit pe bune, frate. Mie mi se pare că, uite, să știi că aici sunt cu mocanul asta cu mai multe variante. E, mi se pare, aproape de aia românească, dar știi, adică n-are cineva o viziune. Dar aici nu putem să punem și efort. Așa mi se pare, dar nu se poate. Facem, domnule, facem. Că mie mi-ar plăcea să duc acțiunea aparte. Nu puteam să facă dreapta. Da. Exact, da. Adică te gândești că are regizorul o viziune, bă, trebuie să duc în direcția aia să fie așa, 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 mergi și acolo, dacă ce dracu să faci. Da. E puțin așa, adică parcă... Bă, nu poți să știi ce se întâmplă cu tehnologia. Tehnologia acum clar există, o să se mai facă și de acolo acolo dracu știe unde o să se ducă, că nu toate tehnologiile rămân așa. Da. Poate cineva o să o ducă în altă parte, nu poți să știi. Dar e interesant că a apărut tehnologia asta. Mie, sincer, filmul mi s-a părut nesatisfăcător ca poveste. Cea mai mișto... Dar care dintre povești? Asta e, vezi că... Vezi, nu poți să vorbești cu tine despre film. Ai văzut că e Bandersnatch, da. Și ai văzut când s-a aruncat la râu. Când? Păi acolo trebuia să faci... Stai, mă, întrebarea următoare. Ai văzut Bandersnatch, da. Câte e Bandersnatch? Nu am văzut pe toate. Nu, aproape. Tu ai făcut în toate... Da, ca un serial, practic. Dar te trimite înapoi și zice, ia, încearcă chestia aia altă acum. Și n-am făcut pe toate. Și după aia te trimite la jocuri. Dar era mișto să ne dăm scheme, auzi? Bă, dacă vrei să vezi chestie mișto, auzi? Dacă vrei să vezi o chestie mișto, la pasul 3 te duci în dreapta, pe urmă faci imediat stânga, pe urmă te duci în 7-2 și să vezi ce se întâmplă și să fie scheme de-astea pe net. Mamă, dacă faci asta... O să se combine jocurile cu filmele și o să fie de-alea... Ai văzut, mă, Superman 6? N-am putut să-l termin, că am dat de căcat toate, n-am știut ce să fac. Exact, n-am putut să mai trec. Cum treci, mă, de... Da. Cum trebuie la... Bă, m-am început să mă uit la Superman 6 de vreo 4 săptămâni. Nu, să fie oameni... O să apară oameni buni la filme. Da, exact. Tu nu știi să te uiți la filme. Ce, mă, Codruț a terminat Superman 6 în 3 ore. O săptămână joc. Noi să ne uităm pe YouTube la oameni care povestesc și să... Da, o să te uiți pe net la oameni care se uită. Uite, și acum îl omoară și te spui, nu, cum? Film party, vă să strâng mai mult și încearcă să termine. Cum tracu, mă, de ce l-a și futut-o și nici n-a murit la sfârșit? Cum tracu, mă, că eu o oră am futut-o, o oră am murit la sfârșit? Cum tracu? Știu, un copil de la nerd, așa, care vine și te arată cum să vezi filmul. O să-și bată pula copii de filmați ăștia, mă. Ăla toată ziua numai pe filme, pe filme, dă-i pula mea. O să bagi inevitabil și la porno chestia. Nu o să mea avângă nimeni de la drumul. Tot la fel, chem pe copilul ăla. Nu, toate mergi de drum prea repede. Exact, de-a drum. Ce tare. Te-ai ajuns, mă, să o fut singur. Cum să o fut singur? Cum să o fut? Eu n-am trecut, am luat pizza. Nu pot să trec de pizza. O să fie de-alea ca pe PlayStation. Deci îi dai umer-craci, o întorci pe burtă, muie, cur. Combinați-le. Muie, cur. Muie, cur, kick. Muie, cur, kick. Îi dai kick și momentul ăla se deschide. Atunci îi dai fatalitate. E posibil. Vreau să mai zic ceva, dar nu cred că mai are. Bă, de la masă, pentru că e zgâiată de aia a fost amuzat. De aici a apărut totul. Aoleu. Nu știu dacă e ok să avem ăsta ca titlu de episod, dar asta muie cur-cur-kick. Da, ne scoate muietizarea. Ne scoate muietizarea, da. Da, ne scoate ca la toate celelalte episoadele muietizarea, dar mai că nu mai poți mai pui la loc. Da, atunci dăm un... Bă, dar serios acum, credeți că ar fi mișto să ne strângem gen câțiva băieți să ne uităm la un serial sau la un film? Adică credeți că ar fi fan? Normal că nu. Ne hotărâm că... Ca la meci, cum să strâng băieți la meci. Dar normal, dar ce amuzant a fost când am fost atunci la Iași, la film, ce am mai râs, bă, băiatul. Da. Păi și vezi, n-ar fi tare tot cum era înainte, da, familia, adică mișto, să te strângi mai mulți oameni, să te uiți la același lucru, să te bucuri ca la un spectacol când ești toți în sală, te bucuri mai mult decât când ești acasă singur. Eu sunt Petru. Păi da, cred că asta... A, dar nu poți să vorbești. Și cum să faci? Să vorbești, să nu vorbești, să nu... Bă, mie, pe voi... Nu, mă, nu, să stai ca la... Nu, să stai la... Trebuie făcut un singur lucru. Trebuie făcut în așa fel. Deci eu aș face chestia asta cu o singură condiție. Să n-ai cum să pui pauză. Deci, efectiv, încuiem tastatura și mouse-ul ăla. Păi cum să ne... Nu, mă, stai, mă, trebuie la un serial sau la un film pui pauză. Da, da, vreau ca la televizor să fie experiența ca la televizor. Dacă ai râs sau ai vorbit sau așa, nu mai poți să dai înapoi. Da. Păi da, așa trebuie. Nu, așa. Da, că altfel o să dai seama, pauză, să înceapă ca tenis, stai că mă duc să fumez, stai că mă duc să beau ceva. Și exact, alb-negru. Alb-negru și cu o scară care... Alb-negru și să nu se prindă tot timpul, să trebuiască să umbli la cablu de net ca să mai prinzi. Ați mai fost să fie frig. Tu ai văzut acum, deci te duci la cinema cu Vio, nu știu ce să... Nu știu cum să tu nu cu cinema. Băi, eu înțeleg că oamenii s-au obișnuit foarte tare. Da, așa este. Înțeleg că oamenii s-au obișnuit foarte tare cu experiența de acasă, cu Netflix, cu toate alea, cum ce pui pauză, stai, te uiți, vorbești, mănânci. Bă, dar la cinema. A, dar nu, dar nesimțiți erau este, înainte. Eu știu, dar înainte era nu că de nesimțire și că de astea, dar se poartă ca acasă, frate, adică au un fel de și cum vorbe. Nu, înțelegi? Înainte erau nesimțiți pe modul am venit cu una, vreau să o fund, nu știu ce, și făceau că uite, ăsta e Marcel. Stai ăla, eu dau la mâini. Acum nu e asta, că nu mai fac așa, dar se poartă ca acasă, frate. Cu telefonul, cum vorbesc, dar nu vorbesc cum era pe vremea aia cu ăsta, o fute pe aia, nu ce. Nu mai vorbesc despre film, asta. Da, nu vorbesc, da, da, da. Au alte, vorbesc între ei, ca acasă, știi? Adică nu mai au experiența aia. Bă, suntem la cinema, suntem foarte aproape unii de alții. Hai, frate, să ne știi, sau oricât de prost ar fi filmul, eu mai am treaba asta. Oricât de lasă-mă, ac oameni, bă, e prost, bine, e prost. Bă, dacă tot am venit, nu-ți place, nu ce, poți să pleci, nu e nicio problemă. Lasă-mă să... Eu nu zic că e cel mai bun film din lume și, mamă, pe mine m-a dus într-o zonă și m-a influențat. Bă, dar lasă-mă dacă tot am reușit să intru în filmul ăla, așa prost cum e. Nu mă scoate, mă, din el, da, înțelegi? Nu, normal. Nu mă... ai dat cu cartea în cap. Bă, frățioare, stai puțin, tu n-ai fost la... Tu n-ai fost la de-astea porno la cinema. Am încercat toată, de mult, în 91 a fost ceva, dar când? Acum, de curând, există... Ah, da, gata, mi-ai zis așa. Există, deci, în Infomania ca lui Lars von Trier. Am încercat să-l văd, mi-a fost imposibil. Nu l-ai fost la cinema? Nu la cinema. A existat în cinema. Știu că l-au băgat în cinema. Aia este vârful experienței, crede-mă. Și după... Cum era? E ceva... Deci e toată experiența asta care zici tu, dar amplificată de 1000 de ori, înțelegi? Pentru că... Adică bănuiesc că e mult mai grav ca la 50 Shades of Grey, unde doar să nu, la 50 Shades of Grey, da, 50 Shades of Grey pistol cu apă, la și ca film, dar și ca... Nu, dar Nymphomaniac și Lava lui Gaspar Noel. E Noel sau Noe, că nici nu știu, e Noel sau... Noe, așa. În ambele îți arată pula în pizdă. La cinema, pe ecran mare. Da. Și e un cor de chirăiel și de aleu, ce fac are ăla, mă fătă o gură să o fudă. Și toate pizde, nu toate, 3 sferturi în pizde care trebuie să se dea că ele n-au văzut pulă niciodată și chire la modul ăla. Fă, arătă pula lui ăla, fă! Deci e un cor de dată. La film, adică ar trebui un chestionar ca să poți să intri la filmul ăla. Eu nu zic, poate să vadă oricine, e libertate. Nymphomaniac, fii atent, Nymphomaniac al lui Lars von Trier a fost, se știa mai degrabă decât de Love, că și ăsta a făcut un pic de trolling, cred, cu titlul ăla. Eu cred că la Love au ajuns mai mulți oameni care, nu zic că mulți, dar mai mulți care nu știau efectiv că o să fie hardcore. Au crezut că e ceva... Dracu știe. Love. La Nymphomaniac, bă... Cam știi ce înseamnă aia, adică știai că oamenii care se duceau acolo cam știau la ce se bagă. La Lav nu chiar, deci la Lav a fost, dar știi care a fost faza extraordinară? V-am mai povestit asta într-un podcast, nu? La Lav a fost extraordinar, este, cred că, eu cred că am plecat de 3 ori de la film. De la filmul ăsta? Da. Nu, de la film în general. Că ai insistat la fie de fiecare dată să mai vezi un pic. Altfel ți-aș fi spus că m-am întors de 2 ori la un film. Scuze, că așa am vorbit. Nu. Hai, în 2015. Da, în viața mea... De la 3 filme ai ieșit. De 3 ori, da. De la ce am ieșit de la Love și am mai ieșit cu tine de la ceva. Dar nu mai știu la ce. Mă rog, ideea este că ce a fost foarte amuzant este că Love este un film extraordinar de prost. Lăsând la o parte scenele de hardcore sex, da. E prost, mâncați așa. Deci este prost jucat, este sub nivel de anul întâi un ATC. Este... Deci studenții la regie au făcut numai cu Hyperion Love. Nu, dar e ceva, deci studenții de la UNTC la regie fac scurtmetraje mai valabile. Am înțeles. Decât... Deci a fost fără fond, adică a fost doar... Bă, că fără fond era... Deci, dar fii atent ce s-a întâmplat, de asta spun că a fost amuzant cum am plecat de la Lab. Este, eram cu Melinda acolo și primul futai, Chirăiel, ha, nu știu ce, s-au ridicat vreo doi oameni în momentul ăla. Deci când au văzut pula în pizdă pe ecran, s-au ridicat așa. Încă vreo 3, 4, 5 minute așa, încă un futai. Iar Chirăiel, nu știu ce, că, bă, ce, cum e mema aia, ce asta fă, au mai cedat încă vreo câțiva. Încă vreo 10 minute, nu știu ce, al treilea futai, iar s-au mai ridicat unii și au plecat, noi am fost singurii care am plecat între futaiuri. Deci noi am cedat la dialoguri. La dialoguri. Deci a fost un moment de... Frate... Bă, e o scenă cu unul care plânge la ușa lui una, deci aia e înăuntru, nu vrea să-l lase în casă și el bate cu pumnii și vorbește cu ea, care este ceva... Deci eu sunt convins că în orice liceu te duci, găsești unul care e în stare să joace mai bine. Și la faza aia am cedat. Deci eram cu Melinda și am fost, bă, mergem? Da, mergem. Eu cred că este... Nu mai suportam cele dintre futaiuri. Da, eu cred că e foarte greu de găsit, probabil, pentru regizor. A fost greu de găsit doi actori sau ce să nu știu, care să fac și buni și nu să sunt de acord, și nu sunt de acord cu asta, pentru că, uite, sunt filme, de exemplu, Baise-moi, care e un film franțuzesc efectiv cu curul în două luntre. Deci Baise-moi e fix jumate porno, jumate film artistic, care, bă, este competent jucat. Deși este, ți-am zis, jumate film porno pe bune. La n-a fost vreodată în cinema, cred, nu știu. În afara Franței, niciun caz. La fel, Lars von Trier a făcut niște căcaturi în filmele lui, de nu s-ar atinge nimeni de vreun film de lui. Scuze, prima oară când vorbește cineva despre filme, dar vorbind de porno și nu ce, care mi se pare că cinefilie genul ăla. Pedofil, zoofil, cinefil, înțelegi? Ceva nasol, adică mamă, un alt vorturi, l-a futut la astea, sunt cinefil, fratele meu. O dă numai pe filme. Da, deci asta spun, deci Lars von Trier, deși e vestit pentru cât de bolnav e și ce scene are, tot are actori care sunt competenți. Nu zic că nu vorbim acum de cine știe ce vârfuri. Care e filmul tău preferat? Nu există. N-ai, nu? Și eu la fel, mi-e foarte greu să mă adică deci n-am să zic, bă, ăla este... Da, mă trebuie și melodia preferată. Nu, asta nu, dar e un film, poți să ai un... Nu, dar trebuie să ai un film. Poate fi un film care te-a marcat. De exemplu, pe mine m-a marcat Matrix. În momentul în care a ieșit Matrix, nu că mi-are... așa, bă, dar știu cum să aducă zburatul până... Știi că înainte erai, haide mă, numai aia la cu bă, la karate. La Matrix a fost un nou nivel de efecte speciale. Deci a fost, te uita la o chestie pe care n-ai mai văzut-o. Efecte speciale băgate bine într-un film. Adică cumva explicația era, ziceai frățioare, justificarea era perfectă. Tu știi cum au făcut ei? Știi povestea? Frații care, apropo, acum sunt două doamne, două surori, Wachowski ăștia, le-au dat Warner Brothers 10 milioane pentru tot filmul. Și ei au făcut prima scenă cu 10 milioane. Au luat toate camerele alea și au făcut scena până a ajuns Trinity cu chestia așa și urmărirea cu polițistul pe acoperiș. S-au dus cu treaba aia. I-au spart în 98 sau când lucrau ei la film. În 98 i-au spart. Au zis să ia, doamne, ce e asta? Și după aia au zis, ok, bugetul noi l-am consumat. Mai avem nevoie de bani. Da. Că filmaseră 5 minute, mă, din film cu toți banii aia, înțelegi? Și atunci a intervenit Keanu și le-a dat bani. Și câți bani le-a mai dat? Bă, mulți, au fost mulți bani. Tu-ți dai seama dacă iau... Bine, camerele le luaseră deja, adică aveau tot sistemul făcut. Aveau rigul ăla de 360. Aveau rigul ăla și toate astea, adică n-aia au investit. Dar tu-ți dai seama ce demenți dacă ei tot bugetul pentru un film, ei au făcut în 3 minute. Erau două pizde. Da. Exact, mișcare de pizde nebune. Și s-a dovedit, după aia chiar erau două pizde. Eu cred că ei au stat un pic până să... Uite, mie mi-a rămas foarte... Îi voiau de mult să se facă femei, dar au zis, facem filmele astea și după aia, da? Că nu ne bagă nimeni în seamă ca pizde. Mie mi-a rămas în cap chestia aia cu oracolul când se uita și a zis, don't worry about the vase. Și a zis, what vase? Și când s-a zis, what vase, a dărâmat. Și acum a zis, acum dacă o să fie în capul tău, dacă îți mai spuneam, o mai dărâmai. Și într-adevăr, de multe ori în viață, așa e. Bă, și cum au făcut vaza aia acum? Ce ai țin minte că am zis, nu, cum frate, cum? Deci eu am mai văzut vaze care m-a rupt, nu, da. 5 nu, pe mine chiar m-a spart. 5 milioane pe vazarea. Și aveau doar una. Te-a spart faza aia cu vază. Da, da, da. Bă, vreau repede să zic că episodul ăsta apare luni acum. Luni. Eu tocmai am fost în Anglia și cred că a fost absolut minunat. Nu, asta zic că mă duc mâine dimineață, apoi mâine. Nu, mă, da, ai fost. A fost foarte mișto, extraordinar. Și a fost și într-o gașcă inedită, adică eu cu Natanticu am mai fost, dar și cu Costel s-au legat niște chestii pe acolo, a fost ceva de povești noi. Dar acum n-ai fost cu Costel. Când? Acum weekendul ăsta care tocmai a fost doar cu Natanticu și cu Manevoi cu și ați luat pis de strâmtă cu voi, ați luat băieți tineri, ați luat pe Manevoicu, da. Da, băiat tânăr. Vreau să zic acum că pe 16 sunt la Arena, trecuștea că se adună oameni, pe 17 fac aia e pentru penultima oară live la 99 și vreau să zic în interesul tuturor. Așa. Să se ducă, să vină oamenii pe 22 la Caritabil, la Quantic, frate, că facem Caritabil la Quantic. Da, Caritabil și mâine este open mic. Ah, tu, bravo, ce deștept. Da, vezi ce înseamnă să ai un calendar bun. Veniți că o să facem un open mic foarte simpatic și eu sunt curios cum o să iasă, o să fie și Mocheanu acolo, nu o să fie Mirica, cine mai este? Drăcea și Mirica, da, sunt invitați și o să faci și tu un set și o să fie marfă. O să fie simpatic, deci veniți mâine la open mic și atât. Da. Da, eu, da. Pe 22, că uite, are dreptate și, și nevasta, de-aia am luat-o. Vezi că se... Bă, da, mă. 22 ianuarie, în Club Quantic, Caritabil, facem și noi o seară. Free riders, motocicliști de-ăștia inimoși, noi facem un spital, adună bani de un... Ca așa o să, eu cred că până la urmă așa o să se facă. O să facem. Hai mă, facem, bă, hai să ne adunăm, să strângem bani, să facem autostradă. Eu zic că frate, dacă, până la mor, dacă nu. Da. Dacă ne-am putea dacă am putea să ne mai înțelegem măcar o dată ca oamenii, toți oamenii din stand-up, eu cred că putem să facem un maraton, să strângem de un kilometru de autostradă. Bă, da, mor, dacă nu. Da. Cine să-l facă, asta e problema, că ne fură... Guvernul. Păi nu. Nu, eu știi ce am aflat? Am aflat o chestie că deci o lălăie ăștia, se zvonește, da? Că o lălăie pentru că la un moment dat americanii se enerveze atât de tare că n-au cum să ajungă cu... Că dacă vin rușii peste noi, în principiu, dacă vin... Au venit deja. Stai, dacă vin să ajungă la DVS-ul fără să trimită vreo daia, știi? Să vină ei, că ei, eu cred că rușii încă sunt păcucerit pe venit aici și zis ceva, știi? Da. Că nu e atât de șmecher, n-au ei așa de faile. Fac autostrăzi ca să nu vină rușii. Nu. Ei o să vrea să facă, trebuie să facă autostrăzi ca să vină mai repede cu ce au devenit. Da. Și ei se bazează pe treaba asta. Altă teorie spune că ar vrea să păstreze granița pe Transilvania, știi? Da. Și de acolo încolo să înceapă Europa. Nu știu, și aici să fie un fel de câmp de bătaie. Că dacă te gândești bine, nu vreau să jignesc pe nimeni, nu vreau să supăr pe nimeni. Dacă te gândești bine la, în afară de strada aia, câmpurile alea imense de Moldova, da? Cu anumite, cu mici. Adică dacă te gândești ce se întâmplă din Ungaria încolo, da? Cu autostrăzi, cu infrastructuri, cu chestii, nu ce. Aici e un câmp de bătaie, adică logic, general, stând, bă, da, sadic gândit, adică știi, bă, unde e cel mai gol și unde sunt pierderile cele mai mari? Nu vorbim de oameni. De asta n-a luat Gabi Fir autobuze bune. Păi nu că toată lumea că muie găbița cu ce. Bași banii Mercedes, după aia vin rușii și ți-l ard. Așa, în momentul în care o să dea rușii foc la autocar, o să ne bucurăm. Ftule în gură de banarame să leadă. Știi că mi s-a întâmplat ceva foarte ciudat, știind de tot scandalul cu autocarul, cu alea, cu nu știu ce. Bă, am prins și eu o ciudă, deci îl văd în trafic și nu vine să-l las se bage, mă. Știi? Fut-o gura, mă, te autocarul, mă, au luat bani de la noi. Puteai să facem bullying. Puteai în gură de săracul șofer, n-are nicio vină că la el n-a ales, a zis, nu mă, eu vreau să conduc ăsta. Lui i-a luat Mercedes în pula mea și i-a dat la socar. Săracul. Da, asta zic, pe 22 ianuarie la Club Quantic să caută oamenii, noi facem un spital, facem și noi un pic de show acolo. E foarte mișto că sunt bilete diferite, deci în 50 de lei, 75 de lei, 1 milion, dar nu e nicio diferență între cum vrei tu să dai. Cât vrei tu să dai, mi se pare foarte drăguț. Și eu cred că o să fie foarte șmecheri. Eu cred că o să iasă un spectacol foarte interesant acolo. De ce zici? Da. Nu știu, aici o să taie mocanul, că ca să fie toți așa, să fie arăt, bă, de ce? Eu o să dau 1 milion numai ca să afle. Deci pe 22 ianuarie Caritabil, show Caritabil la Quantic, o să fie foarte tare. Da. Bine, zici, mă, că am tăiat. Da. Două. Ce? Bine, zici că am tăiat. Gata, da. Păi am tăiat și după aia ai anunțat show, aici o să stai mocanul. Ok, și veniți la show-urile mele de pe 2, 3 și 4. Bine, hai, taie aici. Bă, găuși, bă. pa.